Bun găsit celor de departe și celor de aproape. Ne adresăm dumneavoastră de la Detroit, unde are loc un eveniment special. Se consideră a fi cel mai de amploare eveniment românesc de peste hotare, cu organizare regulată, respectiv Convenția 47 a Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Suntem în centru de conferință, COBO, și prefațăm cea de-a doua întâlnire a convenției. A fost prima vinerea seara, cum e ora locală, la ora 6, ora 1 noaptea în România. Și acum urmează cea de-a doua sesiune, sâmbătă seara, de la ora 6 p.m., postmeridian. Dar noi, conform obiceiului, avem o oră înainte interviuri, dezbateri pe teme de interes. Suntem conștienți că un mare interes a suscitat și suscită problema contextului internațional cu rezonanță escatologică, adică a zilelor din urmă. Statistic vorbind, am observat că emisiunile care le-am făcut pe această temă au avut numărul cel mai mare de vizitatori, așa că mă bucur că a răspuns invitației mele pastorul Goglazăr, care se preocupă de un astfel de domeniu și de un astfel de domeniu și care este în măsură să ne furnizeze anumite informații legate de contextul internațional. Bine ați venit! Bun găsit! Ce e cu luna septembrie 2015, că mare parte din lumea evanghelică fierbe, cum s-ar spune, e preocupată, e exagerare, e legitim să se preocupe de așa ceva? Cum vedeți lucrurile? Yeah. Primul lucru pe care trebuie să-l specificăm la o întrebare de felul acesta, pentru că suntem oameni al lui Dumnezeu și trebuie să vorbim după Scripturi, să nu cadă nimeni în greșeala și să facă la Sfânta Scriptură o interpretare ziaristică. Vedem ce se întâmplă și după aceea căutăm în Biblie să vedem dacă scrie așa ceva. Deci nu există, aceasta nu este o interpretare corectă a Sfintelor Scripturi. Pe de altă parte însă, trebuie să ne uităm în Sfânta Scriptură și să vedem că ce se întâmplă în jurul nostru este aici, este în cartea aceasta. Și lucrul acesta trebuie să ne deschidem mintea ca să știm ce vremuri trăim, ce evenimente urmează să aibă loc în continuare, pentru că această carte este mult mai corectă decât actualitățile de televiziune și decât comentariile din presă. Și nu doar la gradul comparativ, nu, ci este singura, este corect. Singura corectă. Ea. Și în adevăr, luna septembrie, în care am intrat deja, este o lună plină de evenimente, evenimente biblice, care se desfășoară pe o încărcătură politică, o încărcătură economică, o încărcătură socială, o încărcătură militară și, de asemenea, o încărcătură astronomică. Așa sunt atâtea evenimente care se întâmplă, care sunt prevăzute în paginile Sfintelor Scripturi și care au, într-adevăr, cum ați menționat dumneavoastră la introducere, o rezonanță escatologică, adică cu privire la vremurile din urmă, profețiile sfârșitului. Pentru edificarea celor care ne urmăresc, am notat aici, în 2 Tesaloniceni 5, 4 la 6 scrie: dar voi, fraților, nu sunteți în neștiință ca să nu cunoașteți lucrurile rău. Acestea. De fapt, la 2 Corinteni 2, 11, să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi, pentru că noi nu suntem în neștiință, iar în 2 Tesaloniceni 5, 4, 6 ni se arată că noi știm împrejurările în care trăim. Deci e o preocupare legitimă, sigur, dacă nu facem din ea doar o curiozitate fără gândul de a împlini ceva după ce am aflat anumite lucruri. Biblia nu satisface curiozitatea nimănui. Cuvântul lui Dumnezeu este ca să ne-l prezinte pe Dumnezeu și să nască în noi credință mântuitoare. Asta este scopul Sfintelor Scripturi și prezentându-ne-l pe Dumnezeu și născându-ne pe noi din nou oameni păcătoși în oameni sfinți, după voia lui Dumnezeu, aceasta duce la scopul final al Scripturii, glorificarea Domnului Iisus Hristos. Asta este scopul mântuirea oamenilor. Deci, ați amintit că sunt mai multe planuri pe care se desfășoară evenimentele din luna septembrie. Da. Un plan, să zic așa, ebraic din punct de vedere al sărbătorilor. Trei sărbători. Sunt trei sărbători care, una după alta, într-un rit foarte apropiat, pe două săptămâni sunt trei sărbători, pe când celelalte la luni distanță. De ce este, și sigur pe alte planuri politic la care vom veni, de ce este interesant să urmărim sărbătorile iudaice?
Atunci când Domnul Dumnezeu și-a revelat planul său, l-a făcut prin poporul evreu. Și lui Moise i-a poruncit să stabilească în Israel 7 sărbători speciale. Levitic 23. Patru dintre ele în primăvară și trei la toamnă, care vin acum în luna septembrie. Aceste sărbători, aceste 7 sărbători, în viziunea lui Dumnezeu pentru Israel, erau considerate 7 programări speciale de întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul evreu. În limba engleză sună puțin mai la zi textul și traducerea ebraică, spune "These are my appointments with you." Sunt programările de întâlnire ale mele cu voi, cu tine. Și de întâlnire și de cateheză, că cineva spunea calendarul evreilor e și catehismul evreilor. Da. Și atunci, în aceste programări ale lui Dumnezeu, ceea ce se poate vedea cu claritate este că în primele 4 sărbători iudaice, cum sunt Paștele, nu? Și a patra, Cinzecimea. Cinzecimea, coborârea Duhului Sfânt, deci s-au împlinit toate în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos la prima lui venire. Următoarele 3 sărbători, Trâmbițele, Yom Kippur sau Ispășirea și Corturile, din moment ce sunt programări ale lui Dumnezeu de întâlnire cu oamenii, pot să aibă o rezonanță profetică adâncă, profundă, cu privire la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. E legitim, deci, să ne așteptăm că dacă primele 4 s-au suprapus evenimentele escatologice peste sărbătorile iudaice, e legitim să ne așteptăm ca acestea să fie tot peste sărbătorile iudaice? Nu spunem anul, dar... Absolut, da. Absolut, absolut. Mai ales că sărbătoarea corturilor este o sărbătoare specială în care poporul evreu era invitat să iasă din casele pe care le are în fiecare an, nu? Să construiască corturi, să locuiască acolo, că Dumnezeu se va prezenta în cortul lor, să-i binecuvinteze. Iar cuvântul final al lui Dumnezeu, dacă vă uitați în Apocalipse 21:5, spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Iar în ce privește nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Ioan, Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetele 12-14, unde Cornilescu, în traducerea evanghelică, traduce și cuvântul s-a făcut trup, textul grecesc este și cuvântul a luat cort. E chiar în legătură cu tematica noastră, sigur. Logosul, da? Da? Era cu Dumnezeu, era Dumnezeu și s-a întrupat. A luat cort și a locuit printre noi. Iar Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre trupul nostru, spune cortul acesta de lut, casa aceasta de lut. Da. Dacă binevoiți, să vedem ce ar însemna sărbătoarea Trâmbițelor sau Roșia Șana capul anului, mă rog, care s-ar împlini parcă în 14 septembrie. Da. Ce ar însemna deci Yom Kippurul, sărbătoarea Ispășirii, pe plan eschatologic întreb, care va fi în 23, parcă septembrie, și apoi în 28, ceea ce ați amintit, sărbătoarea corturilor. Ce ar însemna pe viitor? Sigur, sunt discuții, nu semnează că ce avansăm noi aici e neapărat așa, dar cam cum vedeți lucrurile? În gândirea rabinică, și trebuie să ne întoarcem la gândirea rabinică, asta înseamnă interpretarea Vechiului Testament din perspectiva rabinilor evrei. M-am uitat și mi-am procurat Talmudul ebraic, sunt 22 de volume solide, nu este ușor de citit pentru că sunt comentarii dificile. Însă ceea ce rabinii au văzut și apoi așa numiți părinții bisericești au preluat, adică scriitorii creștini din primii 800 de ani de era creștină, când biserica n-a fost divizată în toate denominațiile în care este acum, se făcea aluzie la acest aspect. Trâmbițele, de exemplu, nu? Sărbătoarea trâmbițelor, Rosh Hashanah. Era o sărbătoare care, în final, când intra practic în Yom Kippur, în sărbătoarea Ispășirii, se sfârșea în sărbătoarea Ispășirii, era construită pe o procedură ebraică de a număra zilele potrivit căreia
trei mari sărbători iudaice, cum sunt Paștele, cum sunt Rusalele și cum este Sărbătoarea Ispășirii. Sunt sărbători de pelerinaj. Sunt sărbători de pelerinaj la Ierusalim, dar întotdeauna, având în vedere numărul mare de evrei care se duceau la Ierusalim, odată pe an, de trei ori pe an, cerea ca ziua aceea să fie o zi dublă. O zi dublă. De exemplu, Apostolul Ioan, când vorbește despre Paște, despre crucificarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spune: și fiindcă sărbătoarea când el a fost răstignit și era pe cruce, spune, era o zi mare. Așa traduce Cornilescu. Deci țineți, un fel de o zi dublă. Țineți minte această expresie, da. Tradusă o zi mare însemnează o zi dublă. Adică nu mai considerau sabatul considerau dublu. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare. Deci în Ioan 19:31. Era o zi mare înseamnă era o zi dublă. Ca să se poată desfășura toate lucrurile. Și de trei ori pe an se întâmpla lucrul acesta. Dar la trâmbițe, care culminau cu ispășirea, se suna din trâmbiță. Se suna de 29 de ori, cu o lună înainte din trâmbițe. Marele preot sau unul din preoți suna din șofar. În ziua 30-a, când se intre în ispășire, ziua trâmbiței era numită ziua pe care nu o știe nimeni. Așa este numită în gândirea ebraică. Iar Iisus Hristos face aluzie la ea. Zice, cât despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni. E o zi care nu știe nimeni. Da, de unde? De unde vine? Da. Pentru că sărbătoarea era dublă. Da. Marele preot, care era în legătură cu Dumnezeu, și care avea la dispoziție șofarul ca să sune ispășirea lui Israel, știți că trebuia să intre în Sfânta Sfintelor, să aducă jertfă prin stropire cu sânge peste chivotul legământului ca să facă curățirea, ispășirea de păcate a poporului. Deci asta se numește sărbătoarea ispășirii. Ei consideră, da, că se făcea și o judecată în perioada Bineînțeles. Asta a fiecărui evreu. Marele preot, el era omul care comunica cu Dumnezeu. Și în comunicarea lui cu Dumnezeu, numai marele preot știa când se sună de două ori din trâmbiță că s-a terminat ispășirea. Numai marele preot știa. Și atunci evreii și-au făcut un vocabular, așa cum îl numește Iisus Hristos. Este ziua despre care nu știe nimeni. Nu știau dacă sună în prima zi, din cele două care formează sărbătoarea ispășirii, sau sună în a doua zi. Și ce însemna acel sunet, de fapt? Acel sunet însemna că s-a isprăvit cu păcatul lui Israel pentru anul acela, ei sunt ispășiți, pot să înceapă o viață nouă. Din perspectivă escatologică, pentru că ziua aceea nu știe nimeni, sărbătoarea ispășirii, de exemplu, ar putea să fie o împlinire a acelei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin răpirea bisericii. Prin răpirea bisericii la cer. Da. Este ziua pe care nu știe nimeni, pentru că nu știm dacă vine la primul sunet de trâmbițe sau în ultimele două sunete de trâmbițe. La care trâmbițe? De aceea este sărbătoarea pe care nu știe nimeni. Și apoi, sigur că se intre imediat în sărbătoarea ispășirii. Odată ce vine Domnul Iisus Hristos... Deci convertirea evreilor. De convertirea evreilor și convertirea neamurilor. A tuturor neamurilor. Este o împărăție de 1000 de ani. Și aceasta apoi culminează exact cu ceea ce este numită sărbătoarea corturilor. Dumnezeu își ia cort printre oameni, locuiește cu noi pentru 1000 de ani, cu omenirea. Cu ce e mai deosebit, să zic așa, știu eu, sărbătoare? Cu ce sunt mai deosebite sărbătorile iudaice în anul 2015, în septembrie 2015, decât alte în alți ani? Da, este o întrebare legitimă, pentru două motive. Unu, suntem mai aproape de venirea Domnului decât atunci când s-a scris. Nu? Așa. Și al doilea motiv este suita aceasta de evenimente cosmice care au avut loc, cele patru tetrarde, cu care mă gândesc că ascultătorii noastre sunt obișnuiți. Ce înseamnă aceasta? Aceasta însemnează că eclipse de lună. Timp de un an de zile, de 2 ani de zile consecutiv, eclipsa de lună și eclipsa de soare a avut loc numai în sărbătorile iudaice. Suprapuse peste sărbătorile iudaice, peste Paște. Și asta peste, a avut loc așa, similar în anul 70. În 69, da, în 67 când a fost războiul. În 49-50, după întemeierea statului Israel și războaiele imediat. Da.
1492, când s-a descoperit America și evreii au venit în Statele Unite. Când au fost expulzat din Spania, și venind modernitate, 48-67. Și în 70, când Ierusalimul a căzut. În anii 70, da. Și atunci și rabin și interpreți creștini, cuvântul lui Dumnezeu, s-au uitat în istorie și au văzut acest fenomen potrivit căreia în gândirea iudaică o eclipsă de soare este... De soare sau de lună? Nu, de soare, da. Este un semn de răzbunare divină pe pământ. O eclipsă de lună este un semn de mânie divină împotriva lui Israel, în gândirea iudaică. Pentru că Domnul Dumnezeu, când a rânduit soarele și luna, a spus că ei vor fi două instrumente pentru înțelegerea și cunoașterea evenimentelor lumii. Vreau să citesc ascultătorul nostru ca să știe lucrul acesta. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, citesc din Geneza 1:14, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și lunile, să arate vremurile. Și atunci, funcție de aceste aspecte, soarele și luna pot să fie niște prevestitori. Mai ales că în Ioel se vorbește, da, că înainte de a veni ziua soarele Domnului, se va întuneca. Soarele se va întuneca. Luna se va transforma, se va cuvânda în sânge sau cum scrie acolo și soarele se va preface în întuneric, care nu pot fi luate la propriu, ci doar figurativ și ar fi rezonabil să se considere că astfel de semne prevestesc apropierea a revenirii Domnului. Corect. Și când se împlinește eclipsa de soare și când eclipsa de lună în septembrie, suprapus peste sărbătorile iudaice? În 14 septembrie este eclipsa de soare și în 28 septembrie este eclipsa de lună. Partea interesantă este că eclipsa de lună, ca din 28 septembrie, care în calendarul iudaic este 29 Elul, așa numesc ei luna, luna Elul. 29 Elul în calendarul ebraic este ziua în care se plătesc toate datoriile. Asta este semnificația pentru poporul evreu. Dacă cineva se uită în istorie și poate accesa pe internet informația pe care o spun eu, dacă cineva se uită în istorie, va vedea, cel puțin în generația noastră, criza economică prin care a trecut toată lumea. Deci acum vă referiți practic la 13 septembrie, da, care e 29 Elul, da, care e sfârșitul anului Shemita, anului sabatic. Anului sabatic, da, iudaic. Ce s-a întâmplat? Este un ciclu economic tot din 7 în 7 ani, tot din 7 în 7 ani. Și, de exemplu, marele căderi la bursă, 700 de puncte, 500 de puncte. 777 în 2008 și 684 în 2001. În 2001. Indicatorul, da, de la bursa din New York, din New York. Dow Jones. Dow Jones, da. Toate au avut loc în Shemita, adică la sfârșitul unui an sabatic. Un an sabatic este de 7 ani în calendarul iudaic. Iar acum se întâmplă același lucru. Care este aspectul moral? Aspectul moral este acesta. Lumea este lacomă și este zgârcită. Stabili niște principii, da, pe care lumea nu vrea să le... Și anume, trebuie să avem grijă de sărac, să avem grijă de cel nevoiaș, să avem grijă de cel în lipsă. Dar omenirea este pusă pe căpătuială, pe dat din coate și pe înșelăciune. Și băncile, la fel, cu ratele de dobânzi pe care le stabilesc. În loc să vină binecuvântarea... În loc să vină binecuvântare, vine o zi a plătirii datoriilor. Se va întâmpla ceva în 13 septembrie 2015, din punct de vedere financiar, din punctul de vedere al bursei? Este foarte posibil. Nu, e imposibil, pentru că e duminică. Da, este foarte posibil să se întâmple, nu trebuie să se întâmple neapărat în prima zi. Deci, da, în a doua zi, o zi neagră, o lună neagră, să fie din nou o marte neagră. Și ce a fost până acum deja vorbește? S-a întâmplat. Am urmărit în 20-21 august, atunci încă eram în România, a căzut în două zile consecutive cu 888 indicatorul de care vorbim. Da. Foarte interesant, în luna 8 august, cifra 8 este cifra unui nou început. Și anticipăm puțin capitolul următor la care vom merge. Înainte ca oamenii să vrea să facă ceva nou, Dumnezeu
atenționează că el face. Trebuie să rezolve datoriile. Și el vrea să rezolve lucrurile. Trebuie să rezolve datoriile. Și această rezolvare de datorii, pentru că popoarele, guvernele sunt zgârcite și folosesc banii pentru scopuri murdare de cele mai multe ori, atunci au loc aceste curățiri în bancă și deci, în bursă. Da. În virtutea statisticilor, e rezonabil să se aprecieze că în jurul datei de 13 septembrie e sfârșitul și după anului sabatic și după aceea, așa, în preajmă, ar putea să fie și deja au fost și să sperăm că nu, să nu mai fie, dar... O nouă cădere la bursă este foarte posibilă. Da. Cădere la bursă însemnează indiciile economice se prăbușesc. Da. Băncile pierd imens, depozitele în bancă se termină, se pierd cu ocazia aceasta. Deja și, s-au întâmplat. De exemplu, 30% bursa chineză. În august, când China a intrat în probleme, într-o zi, în două săptămâni, China a declarat că a pierdut $1.3 trilion în două săptămâni. Este o sumă imensă. Iar un magnat din aceasta născut peste noapte în Rusia, fost șef comunist care a pus mâna pe petrol și pe toate averile statului, spune că a pierdut într-o noapte $10 miliarde, că rubla s-a devalorizat și a devenit rablă. Foarte interesant că după anul sabatic, al șaptelea an sabatic, urmează anul jubiliar, cum zice, sau anul de veselie, cum spune Cornilescu. Și bunurile atunci trebuiau evaluate în funcție de câți ani mai erau până la anul de veselie. Dacă erau 49, avea valoarea cea mai mare pământul, 49 de recolte, dacă era doar un an. Ori se pare că nu mai trebuie să ne punem așa mare încredere în valori, că vine anul jubiliar. De ce este interesant acest an sabatic și edita 2014-2015? Pentru că el a început în septembrie anul trecut, se termină la 13 septembrie anul ăsta. Este important tocmai din aceste puncte de vedere că în afacerile oamenilor, peste care oamenii cred că sunt stăpâni, intervine Dumnezeu și le rânduiește El cum trebuie să fie rânduite. Poate fi oare al șaptelea an sabatic? Dar poate să fie un al șaptelea an sabatic, și în al șaptelea an sabatic datoriile, toate datoriile trebuie iertate, toate datoriile și trebuie... Și după al șaptelea vine anul jubiliar. Anul de bucurie. Redate înapoi proprietarilor originali. Și lumea se intre într-o nouă relație, să înceapă de la început, să de la Dumnezeu capăt. Dumnezeu, lucrând cu compasul de 50 de ani, 49+1, în cursul istoriei, a arătat că s-a implicat în viața poporului evreu, așa pe scurt, și să mergem și la celelalte aspecte. În toată istoria poporului evreu este o dovadă foarte clară că Dumnezeu s-a implicat în viața poporului evreu. Dar istoria. Suprapus peste anul jubiliar? Suprapus peste anul jubiliar. Uitați-vă la Iosua, dacă cine studiază cuvântul Domnului, intrarea în Canaan, uitați-vă la David și la Solomon, uitați-vă la împărații lui Iuda, uitați-vă la împărații lui Israel, care au fost duși în robie, dacă nu au ascultat și tot aștepta până când s-a umplut măsura așteptării. Apoi la dispersarea evreilor și în sfârșit... Iar în perioada modernă, din 1917 încoace? Readucerea lor în țara promisă. În 1917, cucerirea Ierusalimului fără vărsare de sânge. Da, respectiv căderea Imperiului Otoman și venirea Marii Britanii ca protector ca putere în zona Israelului. Este interesant cum cuvântul Domnului vorbește despre cucerirea Ierusalimului, când spune că așa cum o pasăre își ocrotește puii, așa va ocroti Domnul Ierusalimul, cu aripile întinse. În 1917, când guvernul Marii Britanii a pornit cu război împotriva turcilor, care controlau Orientul Mijlociu, inclusiv Ierusalimul, s-a făcut primul atac asupra Țării Sfinte cu avioane. Primul atac militar în istorie. Respectiv asupra celor care stăpâneau. Stăpâneau, atunci, Imperiul Roman. Da. Imperiul Otoman, da. Și când, de exemplu, Imperiul Otoman a văzut lucrul acesta, nemai văzând avioane,
Au crezut că vin păsări. Și eu mai și aruncat alembi sau cum alembi. Da, alembi, generalul alembi care a conducea trupele. A trimis niște bilete, niște pamflete prin care să le ceară să se predea, că dacă se predau nu va fi vărsare de sânge. Iar turcii, fiind islamiști, necunoscând limba engleză, citind pamfletele acelea, au văzut alembi și au citit Allah Bey, fiul lui Allah. Și au intrat în panică, s-au predat, s-au deschis porțile. Da. Deci în 1917, practic, au fost eliberați, să zic așa, de sub jugul otoman. În 1967, peste 50 de ani? 1967, peste 50 de ani, au cucerit Ierusalimul și, sigur, Sinaiul, Golan Heights, înălțimile Bashan, de la sirieni care le preluase și care de drept practic sunt ale evreilor. Și ce spunea Ben Yehuda despre 1917? Despre 2017, despre, 1967 plus 50. Plus 50. El spunea că după 50 de ani de la evenimentul acesta și că ar coincide cu 2017, 2017 da. Se va arăta Mesia. Oare o fi Mesia adevărat sau Mesia fals? Pentru că Domnul Iisus le-a spus ce fel de Mesie se vor confrunta în contextul în care l-au respins și l-au respins pe Iisus. Sigur, asta rămâne de văzut. Da. Rămâne de văzut. Nu putem să facem o pronosticare nici chiar biblică în direcția aceasta. Fapt interesant este că unul dintre rabinii lor, cum a fost Ben Yehuda, a scris prin 1260 după Hristos, că în lume se va ridica un mare imperiu care va cuceri Țara Sfântă și imperiul acesta va fi Imperiul Turc. Timp de 8 jubilei, da, 300 și, de ani. Imperiul Turc a venit, deci în 1500 și a cucerit zona da. Aceasta. Și 1517 mai precis. Și a spus că ei vor domina 500 de ani. Și după 500 de ani vor fi îndepărtați de popoare civilizate din Europa. Au venit englezii, exact după 1500 de ani, 1917. Și apoi spune că încă 50 de ani după aceea va fi un... No man land, un, nu? Ia, un jub... Un, țara nimănui. Se va forma statul evreu și se va arăta Mesia. Sigur că acesta este lucrul care îl așteptăm noi acum, să se arate Mesia pentru, și pentru evrei și pentru neamuri, sau Iisus Hristos. Vor merge evenimentele în același fel? Poate să meargă. Toți cei ce ne ascultați la televiziune vă atrag atenția cu respect asupra acestui fapt. Dumnezeu poate să continue să împlinească în același ritm evenimentele care s-au precedat până acum și care s-au desfășurat până acum după cuvântul său, dar Dumnezeu care dă dispoziții să se împlinească evenimentele are și latitudinea să amâne. El e suveran. Ia. Cum i-a spus lui, cazul cel mai tipic este în Sfânta Scriptură, prorocul Iona. Du-te în Ninive, i s-a spus și spune așa, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona s-a dus și asta a fost predica, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și oamenii s-au pocăit și au mai durat încă 100 și ceva de ani până când Ninive a fost nimicită. A spus Dumnezeu un adevăr? Nu, Dumnezeu a dat timp oamenilor să se pocăiască. Lucrurile deci se pot împlini exact în 2017, dar se pot amâna funcție de... interesant este și următorul aspect, că anii biblici nu sunt din 365 de zile, ci din 360 de zile. 360 de zile. Și atunci, cei 50 de ani presupuși de schimbarea anilor jubiliari unul după altul, nu mai sunt 50 de ani, ci mai puțin. Sunt cu vreo 250 de zile, mai puțin. Deci nu neapărat 2017, poate fi 2016, împlinirea anului jubiliar spre sfârșit, dar sigur nu spunem nimic că se va întâmpla atunci, ci doar că trebuie să fim gata. Să mergem acum și în zona evenimentelor politice și chiar religioase. Pare a fi luna septembrie 2015 un an al unui nou început pe plan mondial? Așa se vorbea și din punct de vedere politic. Însă aspectul politic este de natură să fie observat cu mult scepticism. Asta nu ca să descurajăm oamenii sau să spunem că nu apreciem eforturile politice în domeniul realizării păcii, a bunei înțelegeri între oameni, a unei economii trainice. Nu.
Problema este că atunci când aspectul politic este împotriva Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, lucrurile nu merg după cum este perspectiva politică. În fiecare an, de exemplu, se întrunesc statele pentru Națiunile Unite. Fiecare președinte vine la Washington în luna septembrie pentru adunarea generală ONU și se discută probleme mari. Anul acesta vor fi 17 puncte pe agenda de lucru. În 15 septembrie. Adunarea 70-a. Da. Pe agenda de lucru ONU. Și toate cele 17 puncte sunt concentrate asupra eradicării sărăciei, a neegalității între oameni și împărțirea averilor lumii în măsură egală între popoare și între oameni. E vizat și Israelul, oare? Este, toate statele sunt vizate. Nu, din punctul de vedere al Palestinei, mă refer. Din punctul de vedere al Palestinei este vizat și Israelul, pentru că există această tendință mondială să se creeze un stat palestinian și, bineînțeles, în felul acesta, punându-se în coasta lui Israel, un stat terorist. Inamic care nu recunoaște dreptul la existența a Israelului, că aici e marea problemă. N-a existat niciodată un stat palestinian, deci nu există entitatea de felul acesta, stat palestinian. Ca să se creeze un stat palestinian, toți, așa zis și palestinieni, sunt neamuri arabe, din Egipt, din Arabia Saudită, din Iordania, din Siria, care s-au localizat în Țara Sfântă și care ar putea trăi în pace și liniștiți foarte bine într-o confederație cu Israelul ca stat, cum America are atâtea națiuni aici, nu? 6 milioane de evrei. Da, și problema e că se pune, ideea este avansată, capitala să fie la Ierusalim. Da. Acelui viitor stat. Iar este un cuvânt profetic în Zaharia 14, unde se spune clar că în vremurile din urmă Ierusalimul va deveni o piată de încercare pentru poporile. Este foarte frumos cum spune cuvântul Domnului, pentru că este prezentat în ordinea cronologică în care se întâmplă evenimentele. Sper că ați observat lucrul acesta când Zaharia, inspirat de Duhul Domnului, vorbește și vreau să atrag atenția ascultătorilor dumneavoastră pentru această emisiune. Auziți numai. În ziua aceea, Zaharia 12:3, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate poporile. Dar versetul 2, iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru poporile de prin prejur. În primul rând, Ierusalimul este o problemă grea pentru lumea arabă. Poporile de prin prejur sunt lumea arabă. Și contextul este dramatic, cu un Iran supra-înarmat, dacă vreți să ne spuneți ceva și despre asta, cu un stat Palestina care, în absența vetoului Americii și din inițiativa Franței, se pare trece de Consiliul de Securitate și va fi adoptat în adunarea generală ONU a 70-a. De ce se strânge cumva cu un ISIS care caută să... În ce situație va fi pus Israelul? Pentru că asta are o conotație escatologică clară. Deci, odată Ierusalimul devine o problemă pentru poporul de prin prejur și după aceea, în al doilea rând, deci următorul step este, următorul pas este, voi face din Ierusalim o piatră de încercare pentru toate poporile. Da. Asta se poate rezolva în ONU, bună oară. Da. Unde toți vor trebui să-și pună cuvântul de aprobare, Ierusalimul să fie împărțit în două sau în trei. Poate chiar în trei, adică capitală palestiniană, Ierusalimul de răsărit, capitală palestiniană, Ierusalimul de vest și porțiuni din el capitală religioasă pentru lumea creștină. Așa. Se discută și de internaționalizarea Ierusalimului. În contextul acesta se atentează, deci din punct de vedere biblic, politic se atentează la planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a ales Ierusalimul, singurul loc de pe pământ unde să locuiască El. De aceea s-a construit templu acolo. Așa spune Sfânta Scriptură. Voi alege un loc unde să locuiesc, în Deuteronom 12, dacă ascultătorii dumneavoastră pot să citească din Scriptură, și este singurul loc de pe pământ pe care Dumnezeu l-a ales cu acest scop, să locuiască, să-i se construiască acolo un templu și să să coboare slava lui Dumnezeu. Cetate zidită dintr-o bucată, deci nu, nicăieri nu se vorbește de o împărțire, de o dividere a Ierusalimului. Da.
Cuvântul spune așa, ci să-l căutați la locașul lui și să mergi la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze acolo numele lui. Numele lui Dumnezeu este El Shaddai, unul din numele lui Dumnezeu, adică cel atotputernic. Și vreau să spun ascultătorilor ce înseamnă lucrul acesta. În vechime... Aveți un pix? Da. Sau aveți deja da. Creionat? Da. În vechime, și am să rog pe frații domnii de la cameră să pună camera pe ce am să le arăt acum. În vechime, când cineva devenea persoană importantă, numele lui era dat la țări, spune Sfânta Scriptură, la ape, la râuri. Dar dacă persoana era super importantă, nu trebuia să scrie numele întreg, ci trebuia doar o inițială a numelui și toată lumea știa, asta este proprietatea așa. Când Ierusalimul a fost construit, ca să poarte numele lui Dumnezeu. Ia uitați-vă la ce vă arată aici. Aceasta este litera Shin în alfabetul ebraic. Shin. Shiu românesc. Dacă nu ar avea punctul acesta aici, ar fi litera Sin. S. S. S-ul românesc. Deci puteți să o vedeți da, acolo foarte bine. Pus. Okay? Acum, dacă vă uitați, numele lui Dumnezeu este Shaddai, cel atotputernic. Ierusalimul, dacă vă uitați la o ilustrată cu Ierusalimul vechi, de sus, uitați așa arată. Aceste sunt zidurile Ierusalimului, aici este Valea Chedronului care curge prin mijlocul Ierusalimului și ce credeți că este aici? Templu, mă. Templu. Aici este templu. Și da, este numele lui Dumnezeu. Acolo unde este numele lui Dumnezeu, nu este voie să se atenteze, să-i se ia Domnului proprietatea. Națiunile Unite, tocmai aceasta se gândesc, pentru că nu mai avem nevoie de Dumnezeu și de explicații religioase. Psalmul 2, nu e așa? Psalmul 2, împotriva Domnului și a unsului său, împotriva Israelului și a bisericii creștine. Și ONU este hotărât spre o astfel de decizie. Și se va întâmpla. Dar el spune, sunt supărat pe neamurile pământului pentru că au împărțit țara mea. Deci este o hotărâre nebiblică, nescripturală. Și nedorită de Dumnezeu, evident. Oare și atunci, în contextul acesta al încurajării formării unui stat palestinian, care este o problemă nebiblică, se încurajează un stat, cum ați menționat, terorist, care nu recunoaște nici astăzi existența statului Israel. Se inițiază un stat care este practic proxy, adică este o marionetă a guvernului de la Teheran. Pentru că două entități teroriste acționează în statul palestinian, sponsorate de Iran. Este Hamas, care e în Gaza, și este Hezbollah, Partidul lui Dumnezeu, care este în nordul lui Israel, în Liban. Bun, dar se pare că cu Iranul se rezolvă problema și mai primește și 130 de miliarde de dolari, mai mult decât a primit Israelul din 48 până acum, da. Că el a primit 126 de miliarde de dolari. Bun, președintele Obama vrea să lase în urma domniei sale o moștenire politică imensă, dar cu orice cost. Nu există lider de națiune care să vadă că este bun acest tratat nuclear cu Iranul. Iranul este un stat terorist, este un stat teocratic, este un stat intolerant. Este intolerant la civilizația iudeo-creștină. Mai nou, zilele trecute, au anunțat că ei nu lasă inspectori să vină să le... Nu poți să te bazezi pe cuvântul lor pentru că nu au cuvânt. Deci, fără să intrăm noi în politica poporului, să-și facă politica cum vor. Dar Sfânta Scriptură ne spune că Iranul este un popor și este acolo dificil. Zona Elamului, Elamul, în sud, care arcul Elamului va fi zdrobit, se pare, și pe fondul
unui posibil atac al evreilor asupra Elamului, se declanșează haosul pe care și-l doresc unii ca să vină Mesia al lor. Invităm ascultătorii să se uite în cartea profetului Ieremia, capitolul 49, versetele 35 la 39. Acolo este vorba despre un război între Israel și Iran, pentru că acest contract nuclear dintre Statele Unite și Iranul, 5 plus 1 da, de fapt sunt, va periclita existența statului evreu în viziunea liderilor supremi care sunt ayatollahii Iranului, 5. Israel este un cancer care trebuie să fie extirpat și aruncat în mare, iar Statele Unite este marele satan care trebuie să fie zdrobit. Ei n-au renunțat la acest punct de vedere și la aceste principii, chiar semnând acordul cu America. Deci toată lumea este mirată în ce măsură se poate semna un contract cu astfel de oameni, care și după ce ai semnat contractul, tot așa acum te numește. Acum am auzit că acei bani totuși nu ar fi dați de națiunile din vest, ci de fapt ar fi deblocarea propriilor lor fonduri ca să meargă. Nu știu exact cum e. Este jumate-jumate. Jumate-jumate. Se rămâne doar la factorul politic care dorește o pacificare Orientului apropiat, respectiv, am zice, crucificarea Israelului între dușmani, sau vine și factorul religios tot în luna septembrie să pună umărul? Și factorul religios este implicat, pentru că, în primul rând, avem cuvântul lui Dumnezeu. Da, acum eu m-am referit la faptul că în 20 septembrie Consiliul Mondial al Bisericii, deci liderii mondiali, așa, vor inaugura Săptămâna Mondială pentru Pace între Israel și Palestina. Parcă știau că Palestina va fi legitimat ca stat legal și deja îi spune Israelului, stai cu minte că trebuie pace. Iar în 21 septembrie, Ziua Internațională a Păcii. Este acest aspect despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 3, când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie nemaiașteptată va veni poate peste fi o zi, ei. Poate fi un proces, poate fi o mentalitate. Poate fi... Nu zicem că atunci va veni propădenie. Nu. Ceea ce trebuie să spunem corect din cuvântul Domnului este că aceste așa zise eforturi de pace, în realitate nu sunt eforturi pentru pace, sunt eforturi de îngrădirea lui Israel ca să-și apere ființa națională, fapt care va determina Israelul în ultimă instanță să-și apere ființa națională și va riposta militar vehement împotriva Iranului ca să-i incapaciteze arma nucleară, de aceea va lovi Elamul, sudul Iranului, sud-vestul Iranului, pentru că acolo este cea mai mare concentrație de îmbogățire a uraniului la Bashir, chiar dacă este construită cu ajutorul Germaniei, niște buncăre până la aproape 100 de metri adâncime în pământ. Israelul totuși dispune de la americani de bombele de tip MOAB, în engleză e Mother of All Bombs, mama tuturor bombelor, MOAB, ea. Este o bombă de 50.000 de pounds. De nu s-ar ajunge la așa ceva, dar se pare că se pare ajunge. De 50.000 de pounds, care atunci când lovește și explodează, pătrunde până la 80 de metri în pământ explozie. Dacă ai lăsat două bombe din alea peste o centrală din această nucleară, indiferent cât de adânc este săpat buncărul unde au loc îmbogățirile cu uraniu pentru pregătirea bombei nucleare, locul acela este incapacitat pentru mulți ani. Să mergem și spre 23 septembrie. Avem timp limitat, de asta mergem mai alert. 23 septembrie este o zi despre care și Isaac Newton a făcut o predicție interesantă. Ce, pe plan iudaic ați spus deja că este Yom Kippurul. Ce se întâmplă în 23? Deci în 23 septembrie este ziua ispășirii din punct de vedere religios. Evreii așteaptă o curățire totală din partea lui Dumnezeu și, bineînțeles, așteptarea lor fundamentală este reconstruirea templului, celui de-al treilea templu, și venirea lui Mesia. Lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Templul trebuie să se reconstruiască, pentru că vremea sfârșitului este legată și de construcția celui de-al treilea templu. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Anticrist,
că va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu, ridicându-se mai presus de orice se numește Dumnezeu. Ca să intre în templu, trebuie construit templu, pentru că la ora actuală nu există. Iar, se pare că va fi și moneda de schimb a superliderului mondial pentru a îl determina pe Israel să semneze acordul de pace, da, de 7 ani, de a-i permite să facă, să templu, ridice templu. Este foarte posibil. Și așteptarea evreilor crește foarte mult în direcția aceasta, pentru de a-și dori un templu. În orice negociere există anumite promisiuni, există anumite îngăduințe. Ori o îngăduință pentru templu să fie construit într-o lume care este ostilă lui Israel și ostilă construirea unui templu pe locul care este considerat acum sfânt de lumea arabă, de lumea islamică, va fi un lucru dificil de realizat. Dar toate converg spre lucrul acesta. Că se va întâmpla în 23 septembrie sau nu, nu se poate. Dar în 23 septembrie, în afară de aspectele astea legate de sărbătoarea iudaică și semnificația ei, vor fi niște vizite, vor fi cei doi oameni, cei mai mari. Papa, da. Gândirea biblică, relația lui Israel cu, și în gândirea practică, istorică, relația lui Israel cu papalitatea nu este cea mai bună. Orice promisiune venită de la Vatican pentru sprijinul lui Israel s-a dovedit o promisiune falsă. Papa, oare se poate vorbi chiar așa? Nu cunosc. Se poate vorbi chiar așa, pentru că dacă vă uitați nu departe în istorie, numai la cel de-al doilea război mondial. În prima fază a ridicării lui Hitler, Papa a promis suport lumii evanghelice și lui populației iudaice. Ori, în final, a fost o tăcere totală, o complicitate prea mare a Bisericii Romano-Catolice cu Hitler în procedurile... În a permite niște lucruri care nu trebuiau permise. Care nu trebuiau permise. Și este trist lucrul acesta, pentru că o față bisericească s-a compromis în halul acesta. Pe de altă parte, din punct de vedere istoric, există de la Cruciada din 1099 încoace, când cruciații au cucerit Țara Sfântă de la Otoman pentru o vreme, unul dintre liderii cruciaților, Bouillon, s-a declarat, Godefroy de Bouillon, s-a declarat împăratul Imperiului Roman și al Țării Sfinte, a Ierusalimului. De exemplu, regele Spaniei și astăzi poartă acest titlu de rege al Spaniei și al Ierusalimului. Papa poartă același titlu de asemenea, pentru că... Ei se pare că nu este foarte iubit Ierusalimul, dar în 23 septembrie va veni al 266-lea papă, în a 266-a zi a anului 2015, la Casa Albă. S-a mai întâmplat așa ceva și ce semnificație ar putea să aibă acest 266? Semnificația poate să fie una biblică de vremea sfârșitului, nu? Gândindu-vă la numărul de 666. Da, dar mai e 266 e numărul de zile de gestație umană de la fecundare până la naștere. Da, până la naștere. Ori ideea este că s-ar putea naște ceva, se intenționează, se naște ceva și vom vedea imediat că se concretizează ce se dorește să se nască. Întotdeauna o întâlnire de felul acesta naște ceva, pune la cale ceva. Iar discuția pe care Casa Albă o să o aibă cu Papa Francisc va fi sigur și nu numai una de ordin religios, va fi una de ordin politic. De anvergură mondială, pentru că Papa chiar a cerut nu de mult un guvern mondial, nu-i așa? Legată de un guvern mondial, legată de situația lui Israel, legată de situația Ierusalimului. Lucrurile acestea vor fi pe agendă. Se va naște un document care să bunoare, guverneze existența Ierusalimului. Prin ONU, bineînțeles. Practic, în 23 vizita la Casa Albă, în 24 speech-ul în cadrul Senatului American și în 25
se prezintă 25-27 agenda 2030. Ce are această agenda? În care, deci la inaugurare, va vorbi Papa. Agenda 2030, ce reprezintă? A fost și o agenda 2021 care vorbea de climă mai mult. Acum, cu ce... Acum se va vorbi mai mult despre inechitatea dintre țări în agenda aceasta și măsurile pe care trebuie să le luate ca țările bogate să-și împarte berile cu țările sărace, pe principiu, este o marjă de realitate că îmbogățirea unor țări s-a făcut pe spatele exploatării altor țări, cum este Africa, nu? Dar spune acolo că planul de transformare a lumii printr-o dezvoltare durabilă. Transformarea asta, deci pe aceste planuri. Este o transformare economică, este o transformare politică, este o transformare militară, deci toate sunt pe agenda. Da. Și sigur că și o transformare religioasă, pentru că în final se tinde spre o unificare a tuturor religiilor, ca să spunem așa. De aceea Papa nu s-a sfiit în faza aceasta să numească Coranul o carte egală cu Scriptura, ceea ce este o blasfemie adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul Coranului nu este Dumnezeul Scripturilor, Iisus din Coran nu este Iisus din Scripturi. Cum a spus John Ashcroft, sunt două religii mari în lume. Una, conform uneia, unicul Dumnezeu și-a dat pe unicul fiu să moară pentru omenire, conform celelalte religii, divinitatea cere oamenilor să-și dea copiii pentru divinitatea. Da. Asta este... Da, niște concluzii, de final, mai avem 5 minute, având în vedere aceste evenimente care se precipită și ca și durerile nașterii, când se precipită durerile nașterii, se naște ceva, se dorește a se naște ceva și, mă rog, de către cel rău putem să spunem, dar și de către Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi când vom vedea împlinindu-se toate aceste lucruri, cum zice Domnul Iisus în Luca 21? Răspunsul biblic este unul simplu. Sfântul Apostol Petru spune, dacă știți aceste lucruri, nu? Și când vedeți că se întâmplă sub ochii voștri, chiar întreabă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și anume, să aveți o purtare sfântă, evlavioasă, pocăință și o reîntoarcere a creștinismului la cuvântul lui Dumnezeu, la viață de rugăciune și de dependență de Dumnezeu. Și sigur că lucrul acesta este dificil într-o societate ca a noastră, în care oamenii s-au depărtat așa de tare de Scriptură, așa de tare de biserică, așa de tare de cuvântul lui Dumnezeu, așa de tare de Mântuitorul Iisus Hristos. Soluția însă la problemele omenirii de astăzi nu este încă o reformă religioasă. Religioasă, asta e în afara Scripturii. Încă o reformă politică, încă o reformă economică. Soluția la problemele omenirii este o reformă spirituală, o apropiere a omenirii de Dumnezeu. Uitați-vă în istoria lui Israel. Ori de câte ori era în criză, formula de ieșire din impas era să caute cu pocăință fața lui Dumnezeu. Degeaba vrem pacea lumii pe temelia naturii neschimbate, păcătoase, nenăscută din nou a omului. Deci pacea ar trebui făcută cu Domnul Păcii. Cu Dumnezeu prima dată. Și atunci toate lucrurile celelalte se rezolvă. Asta este o formulă, dar este în vederea oamenilor politici și a multor oameni religioși, chiar creștini, lideri creștini, este o formulă demodată. Dumnezeu nu e demodat, Dumnezeu este actual, este în control tuturor lucrurilor, chiar dacă lumea este în criză, Dumnezeu este în control și în vreme ca aceasta, dacă pentru ascultătorii noastre, dacă popoarele lumii nu se grăbesc să se întoarcă la Scriptură și dimpotrivă să întrec unele pe altele să legifereze imoralitate, homosexualism și toate fără de legile, marijuana, nu, droguri și toate aceste rele care otrăvesc omenirea, la nivel individual rezolvă-ți problema cu Dumnezeu, împăcânte cu Dumnezeu și vei avea pace. Pentru că așa spune Sfânta Scriptură, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Ultima întrebare, să ne așteptăm la persecuție creștinii? Sigur. Pe o scară mult mai mare decât până acum? Mult mai mare. N-ați observat și toată lumea știe acum, două zile în urmă, aici în Statele Unite, în Țara Libertății, o femeie care refuza să căsătorească doi homosexuali este închisă. Reținută. Este în arestul poliției. Da.
este ceva strigător la cer, adică s-a criminalizat creștinismul. Până acum creștinismul a fost un fel de religie culturală, în sensul că cultura se putea acomoda, mișca, cum spuneți dumneavoastră, în cadrul, da, deci creștinismul în cadrul culturii. E, acum creștinismul este contracultural, o cultură fără Dumnezeu, fără sacralitate. Și asta este numai un prim pas al degenerării morale și al lucrurilor care se întâmplă împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Cine va sta pentru Scriptură și pentru Cuvântul Sfintelor Scripturi, pentru pocăință, pentru relație biblică cu Dumnezeu, va avea de suferit. A spus Apostolul Pavel, zice, de fapt, oricine vrea să vrească cu evlavie în Hristos Iisus, va avea și prigoniri. Dar avem și avantaje, că în astfel de situații dispare zona gri. Dispare, este cu noi. Da, deci ori alb, ori negru. Nu mai poți să stai așa, să mergi pe două neutru. Cărări. Da, neutru. Da. Mulțumim foarte mult pentru această discuție, dezbatere. Mulțumim celor care ne urmăresc. Suntem la tema Convenției, Divinitatea Cuvântului lui Dumnezeu, un cuvânt care trebuie ținut sus, un cuvânt care în primul rând este Domnul Iisus, dar este și cuvântul scris pe de altă parte. Dacă vom ridica sus cuvântul vieții, dacă ne vom orienta după cuvânt, nu vom fi în necunoștință de ceea ce se întâmplă în lume, fie sub aspect negativ, fie sub aspect pozitiv. Așadar, să cunoaștem cuvântul, să nu dorim să cunoaștem evenimentele viitoare doar din curiozitate, ci pentru a ne pune la adăpost sufletele, pentru a ne grăbi să ne împăcăm cu Dumnezeu. Încă o dată mulțumesc. Și eu. Rămâneți alături de noi. Peste câteva minute începe a doua sesiune a Convenției a 47-a a Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Vă dorim vizionare plăcută în continuare. La sfârșit vom avea de asemenea funcție de când se va termina această sesiune. În mod normal ar trebui să țină 3 ore, probabil va ține 3 jumate, atunci ne rămâne o jumătate de oră iarăși cu alții invitați să dezbatem anumite lucruri, credem noi, de interes. Fie să-L cunoaștem pe Domnul, să-L iubim și atunci vom fi în ordine. Să ne ajute Dumnezeu. Amen.